Am onoarea să vă salut, dragi prieteni. Sunt Cristian Român și vă invit să călătorim prin lumea celor care raționează, cei care își folosesc rațiunea pentru a judeca realitatea. Ediția de astăzi, să știți că mi-a fost foarte greu să o realizez. Este o emisiune dificilă pentru mine. Pentru că, vedeți dumneavoastră, trebuie să abordez, dar neapărat trebuie să abordez un subiect legat de știința în România, de cercetarea în România. Trebuie să abordez acest subiect prin prisma întâmplărilor din ultima vreme. Vreau să vă spun ceva. Emisiunea aceasta o realizez cu 12 zile înainte de difuzare. Probabil că între timp lucrurile despre care voi vorbi sau o parte din lucrurile despre care voi vorbi în această emisiune se vor fi clarificat. Este vorba despre acuzația de plagiat adusă domnului actual ministru al educației, domnul Manc. Voi spune de pe acum, nu știu dacă a plagiat sau nu. N-am reușit să am niște date, niște dovezi într-un sens sau altul. Nu știu. Este o campanie de presă, este o campanie politică, sunt străin de aceste obiceiuri care țin, eu știu, de presă, de politică în care trebuie demontat cineva. Pe mine mă interesează pur și simplu dacă domnul Manga a plagiat sau nu. Încă nu știu. Dar această întâmplare, acest scandal care tulbură viața, să zicem, academică a României din ultimele zile, din ultima săptămână, m-a obligat totuși să abordez această temă în această emisiune. Vreau să încep pentru a, cum să zic eu, pentru a descrieți un pic frunțile, cu un citat din Caragiale, la Moftangie, dacă vă uitați una din schițele lui, savantul, iată ce frumos spune Ion Luca Caragiale, teorii nouă din cărți vechi, invențiuni pe care străinii, brășmașii României, apucă de le fac mai înainte, studii speciale, misiuni la stațiuni balneare, comisiuni și delegațiuni, conferințe savante, un fel de potpuri de fapte diverse științifice, apoi direcțiuni de instrucțiuni și publicațiuni, toate acestea trebuie să coste scump. Apropo de plagiat, teorii nouă din cărți vechi. Tipul nostru iubește mai presus de orice știința și România, cărora le sacrifică activitatea, liniștea, sănătatea, familia sa, tot. El susține că știința, deși esențial umană, trebuie, mai ales la națiune mică și tânără ca noastră, să fie cum? Națională. El constată în fiecare moment cu mândrie progresul prodigios al științelor române. Ar fi bine să citiți întreg textul, aici n-am luat decât un scurt citat din Caragiale. Îndrăznesc să afirm că este valabil și în zilele noastre. Am mai făcut emisiuni legate de comunitatea academică din România, emisiuni în care mă arătam de-a dreptul nemulțumit, de-a dreptul îngrijorat. Erau lucruri care puteau să strânească amuzamentul. De fapt, acest amuzament ascunde lucruri mai grave. Haideți să vă readuc aminte câteva din lucrurile pe care le-am discutat în trecut. Țineți dumneavoastră minte, am vorbit chiar acum 4 ani când începea această emisiune să fie difuzată despre cea mai imbecilă carte care a putut fi publicată la editura unei universități. E vorba de cartea aceea, Creaționismul științific, a domnului conferențiar doctor inginer Străinescu, în care, mă rog, se încerca să combate teoria evoluției, dar cu niște falsificări de informații, cu niște interpretări complet aiurea a unor date, plus citate greșite, incomplete și așa mai departe, care ar merge mai degrabă să fie prezentate într-o carte în care să se arate cum nu trebuie publicată o carte, cum nu trebuie făcută știința. Apoi v-am mai povestit despre o lucrare de doctorat
dacă mai țineți minte. O lucrare de doctorat la, tot la Universitatea din București, la Facultatea de Psihologie, în care se vorbea despre tratarea cancerului. Nu, repet, ce spuneam și atunci, nu despre suportul psihologic. E vorba de Catedra de Psihologie. Nu despre suportul psihologic care poate fi acordat celui care este bolnav de cancer, nu. Acolo se vorbea despre diagnosticare prin radiestezie, tratamente pe bază de cristaloterapie, dacă vă vine să credeți. Dacă nu și ați pierdut acea ediție a emisiunii, trimiteți un mail, vă trimit lucrarea cu pricina. O să rămâneți uimiți de ce aberații se pot spune într-o teză de doctorat, subliniez, în România. Apoi v-am mai povestit și despre un curs post-universitar de criminologie care a fost finalizat de către un absolvent al cursului, o absolventă mai bine zis a cursului respectiv, cu o lucrare în astrologia folosită în criminologie. O sumă de aberații enunțate și în această lucrare, care n-avea de fapt niciun suport științific. Înțelegeam dacă se veneau cu niște date științifice, cu niște, să zicem noi, măsurători, determinări, analize statistice și așa mai departe. Nu. Era o poveste lungă, cu care, bineînțeles, nu lipsea citatul lui Einstein referitor la astrologie, care este cea mai frumoasă dintre științe, da. Bineînțeles, un citat inventat. Da. Astrologie într-o universitate românească, Universitatea de Drept sau Facultatea de Drept a Universității din București, la un curs post-universitar. Apoi v-am mai povestit despre biorezonanță, cum că la una din universitățile noastre de medicină chiar se fac cursuri post-universitare de biorezonanță și era acel faimos dispozitiv SCIO, despre care, în emisiunea în care am vorbit despre biorezonanța SCIO, v-am prezentat și dovezile care arătau că asemenea dispozitive sunt interzise la import în Statele Unite, pentru că ele spun că fac în prezentarea de marketing lucruri pe care dispozitivele evident nu le fac. Of. V-am mai prezentat în această emisiune și lucrări premiate de către Agenția pentru Cercetare a României. Mă rog, nu dau titulatura exactă, acelea cu amplificatoare cuantice și așa mai departe. Am oarecare îndoiel vis-a-vis de mediul academic românesc, pentru că nu văd reacții, nu văd proteste, nu văd nimic. Totul este așa un soi de dolce far niente. Autori români apar foarte rar în publicații prestigioase. În schimb, legat de scandalul despre care pe care l-am enunțat la începutul emisiunii, vreau să vă citez reacția doamnei profesor universitar Zoe Petre din evenimentul zilei, vă citez. Zoe Petre crede că numărul mare de plagiatori este o consecință a regimului comunist atunci când erau interzise orice fel de recenzii critice ale lucrărilor științifice scrise de români. Atunci, spune doamna profesoară, conta cantitatea, nu calitatea. Așa o fi. Astfel de cazuri se mai întâmplă în interiorul comunității, dar nu ajung să fie atât de mediatizate. Persoanele vinovate, atunci când sunt depistate, bănuiesc, nu mai au dreptul să avanseze în carieră, sunt depunctate la anumite proiecte, etc. Mi-ar plăcea să cunosc cazuri de acest tip. Nu prea cunosc. Mai departe, ea însă și autoarea a mai multor studii și lucrări științifice, Zoe Petre explică de ce plagiatul ar putea fi dificil de demonstrat. Un program de software nu poate să-ți confirme cu exactitate, nu poate să-ți confirme cu exactitate plagiatul. La Facultatea de Istorie, spre exemplu, există un program care pune verdictul de plagiat după 4 cuvinte similare în aceeași ordine, chiar dacă este doar o notă în care menționez că ai luat din cartea cutare pagina cutare. Problema este să nu copiezi idei și să ți le însușești. Atunci este și mai grav, dar și mai greu de depistat. Într-adevăr, doamna Zoe Petre are dreptate. Programele acestea de depistare a plagiatului sunt foarte supărătoare. Pot să-ți arate, să indice
că o lucrare este suspectă de plagiat, chiar atunci când nu este cazul. Ai voie să citezi într-o lucrare științifică din alte lucrări. Numai că lucrul acesta trebuie să fie evidențiat cât mai clar în lucrarea pe care o publici. Se pun ghilimele, se pune acolo în paranteze drepte un număr care te trimite la lucrarea din care s-a citat, sunt lucruri extrem de simple. Software-ul nu poate să vadă dacă sunt îndeplinite toate aceste condiții. Și cu siguranță îți va arăta ca fiind plagiate citări care le-ai făcut în mod onest, în care ai citat sursa. În ceea ce privește plagiatul domnului Manga, vreau să vă spun că n-am reușit să mă dumiresc dacă este sau nu este. Am găsit o pagină și vă arăt și dumneavoastră pe ecran, nu o să puteți, rezoluția, caracterele sunt cam mici. Deci asta este pagina în care apare și lucrarea doamnei Erica Mang în iunie 2011, vedeți la ora 9.27 a fost ultima modificare, care are 267 de kilo-octeți. Și asta a fost în Ingineria computerelor volumul 2, sinteze 2011, bănuiesc. Aș fi vrut să văd și lucrarea tipărită, pentru că aici vreau să vă spun care sunt dubiile mele. Aș fi vrut să văd și lucrarea tipărită, cumva. N-am reușit să ajung direct la această pagină, deși știam că în cadrul facultății de automatică a Universității din Craiova apăruse lucrarea cu pricina publicată. În schimb, link-ul ca atare apărea în știrile în care era, cum să zic eu, dezvăluit plagiatul. E nevoie de o analiză mai mare. Dar referitor la lucrarea aceasta, care, eu știu, poate... Știți, în zilele noastre se pot manipula lucrurile acestea extrem de ușor. Pe mine, iarăși, surpriza este că n-a apărut acuzația de plagiat mai devreme. Într-adevăr, verificând lucrările cu pricina cea plagiată și plagiatul, am găsit cele două articole, primul scris de către japonez, acela este de deasupra, și jos cu criptanaliz aspects of the block ciphers, din lucrarea românească. Și într-adevăr, când am comparat cele două texte, le-am și aici pe masă, sunt cuvânt cu cuvânt, nu știu. Trebuie, domnul Manga spune că nu, el n-a trimis niciodată o asemenea lucrare, că este vorba despre altceva. Dar și aici am o remarcă de făcut. Pot să revin în cadru. La o emisiune la Antena 3 l-am văzut spunând că nu acesta este textul, a venit cu un alt text și spune, domnule, uite, asta e lucrarea pe care am prezentat-o eu de fapt și că, într-adevăr, în această lucrare folosesc informațiile din articolul japonezilor, care l-am eu aici pe masă. Eu am prezentat în cadrul seminarului, asta a fost tema mea, să prezint acea lucrare. Ei, aici, dacă ține minte bine, așa a spus, în sensul ăsta am înțeles eu cuvintele, iarăși mi se pare ceva oarecum. Adică în secolul acesta în care poți citi orice lucrare dorești, trebuie să o mai reiei și să o prezinți în cadrul unui seminar, înțeleg când analizezi stadiul dezvoltării, eu știu, într-un anumit domeniu sau ce se întâmplă în lume, în domeniul respectiv, poți să faci o sinteză din mai multe lucrări, dintr-o singură lucrare. Eu așa înțelesesem, că a prezentat o singură lucrare, lucrarea japonezilor. Prinde bine la CV. La noi e un campionat să ai cât mai multe lucruri scrise în CV. E un campionat să pari că ești într-un anume fel. Nu contează ce ești în realitate. Tot au tot felul de dispute vis-a-vis de cum trebuie evaluată activitatea academică. Da, e un lucru foarte dificil să evaluezi performanțele academice ale unui om de știință. Dar asta nu înseamnă că aceste evaluări nu trebuie făcute. În fond, este foarte simplu, într-un anume fel, pentru mine, ca privitor din afară. Mi se pare elementar. Nu trebuie să inventăm noi apa caldă, nu trebuie să inventăm noi roata. Lucrurile deja se întâmplă prin alte părți ale lumii. Poate că
De acolo ar trebui să ne inspirăm noi cumva atunci când evaluăm activitățile sau rezultatele unor cercetări. Îmi povesteau niște prieteni care studiază în afară că acolo e clar. Ai publicat într-o revistă care are impact, deci o revistă care e bine, are un factor de impact. Se măsoară cât de importantă este revistă. Deci dacă cu cât factorul de impact e mai mare, cu atât, cum să zic eu, punctajul tău în evaluarea activității este mai mare. Și se, cum să spun, se raportează proporțional la cantitatea de cercetare pe care ai adus-o tu în lucrare. Pentru că pot să fie mai mulți autori. Nu e niciun fel de problemă. Nu se pot face valori. Eu am găsit, am sărit pentru că sar peste niște chestii, că văd că nu prea mai am eu timp. Am găsit un articol în, într-un site, foarte bun site-ul acesta. Îmi pare rău că nu este mai activ decât văd că este în ultima vreme. Și acolo apare un text referitor la întâmplarea aceasta cu plagiatul, de care am să vă citesc. Domnii R. Florian și N. Florian publică un articol care poartă titlul Majoritatea revistelor științifice românești nu șervește știința. Și ia de aici două paragrafe, cred că două am luat, da. În 2001, scrie în articolul cu pricina, vedeți, arăt sursa, Ioana Robu și colaboratorii au realizat o evaluare a 65 de reviste românești din domeniul biomedical, care, din câte știm, este singura analiză de citări a unor reviste românești realizată până în prezent. Această analiză, șapte la cela din paranteză, este trimiterea bibliografică, unde găsești informațiile care sunt enunțate în continuare. Această analiză a evidențiat că articolele din revistele studiate sunt citate foarte puțin de alte articole din reviste românești din același domeniu, existând în schimb o rată foarte mare de autocitări în cadrul articolelor din aceeași reviste. Rata medie de autocitări este 44,39%, în timp ce revistele indexate ISI au o rată medie de autocitări de 12,41%, cu o mediană de 9,04%. Deci sursa 10. Sunt arată deci că revistele românești, cel puțin cele din domeniul studiat, au un impact extrem de scăzut chiar și la nivel național. Aceasta este una din marile probleme ale cercetării, ale științei românești. Se publică pentru tine însuți. Adică tu ai publicat într-o revistă și noi avem, la data în care era publicat articolul, aveam vreo 600 de publicații științifice românești. Îți publici frumos articolul pentru că prinde bine la CV, prinde bine atunci când trebuie să-ți faci prezentarea în vederea tezei de doctorat, prinde bine în o sumedire de situații. Repet, nu contează din ce am văzut eu până acum, mărturisesc, valoarea intrinsecă a lucrării. Nu. Contează numărul. Deci ai 50 de lucrări, ești mai bun decât ăla care are două lucrări, dar publicate în reviste cu impact mare. Mai departe, din articolul de pe Adastra. Articolul mai arată că ratele de rejecție, adică de respingere a articolelor trimise spre publicare, sunt practic nule. Aproape orice articol trimis fiind publicat eventual după o amânare sau retrimitere către autor pentru modificări. Și acest lucru mi se pare extrem de grav. Aceasta arată că revistele studiate nu îndeplinesc un rol important al revistelor științifice, acela de a confirma relevanța științifică, subliniez relevanța științifică a articolelor publicate prin selectarea celor mai relevante dintre articolele primite. Și mai spune ceva în acest articol. O idee care se vehiculează în România este aceea că numărul mic al articolelor cu autori români indexate de Thomson ISI se datorează numărului mic de reviste editate în România și indexate de ISI. Este fals că în România... Este fals că România produce un număr mic de articole ISI pentru că ar avea puține reviste cotate ISI.
Cercetătorii români pot publica rezultatele lor, și aceasta este lucru extrem de adevărat, în oricare dintre cele 13.000 de reviste cotate ISI, dacă aceste rezultate sunt suficient de importante pentru ca ele să fie acceptate de către redactorii revistelor, adică oamenii de știință de top din întreaga lume. În plus, în România se editează mai multe reviste ISI decât în China, India, Suedia sau Finlanda și un număr comparabil cu cel din Scoția, Norvegia sau Israel. Da, mi se spune adesea, nu putem publica afară pentru că e o întreagă mafie. Nu este, nu este. Aceasta este doar o scuză, doar o justificare călduță. E greu să fii om de știință, e greu să aduci nou în momentul de față, în oricare dintre domeniile de știință, să aduci noutatea, să vii cu rezultatele tale, noi. Dar, altfel, de ce să te faci om de știință dacă nu dorești, dacă nu lupți să depășești acest obstacol? Tot din Ad Astra, site, vă spun, este un site excelent, i-aș ruga pe prietenii mei să fie mai incisiv și să scrie mai multe texte. Referitor la plagiatul despre care discutăm noi în această emisiune. Citez iarăși. Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovare este singura instituție care stabilește în chip definitiv, și asta e foarte adevărat, dacă o persoană se face vinovată de plagiat. Considerăm că în prezent această instanță are deplină competență tehnică și independența academică în judecat. Să sperăm că așa este. Susținem ferm că independența trebuie respectată și în viitor și că orice mixtiune sau presiune din partea politicului asupra activității acestei instanțe academice trebuie denunțată ca fiind nefastă. A zic că trebuie denunțată ca fiind o porcărie, o mizerie. Dată fiind abundența cazurilor de plagiat din mediul academic românesc, credem de asemenea că orice măsuri de sporire a capacității tehnice A sunt binevenite. Și aici este un aspect extrem de important. Subliniem totodată că difuzarea probelor care indică plagiatul reprezintă un element esențial pentru conștientizarea publică a gravității acestei infracțiuni intelectuale. Totuși, considerăm că posesorii probelor care indică plagiatul trebuie să le înainteze instanței potrivite înainte de dezvăluirea lor în spațiu public. Și aici, pentru că mai am doar 2 minute, mai aveam o temă de discutat despre suplimente alimentare, dar o lăsăm pentru o altă ocazie. Și asta mă deranjează foarte mult. S-a politizat o dezbatere care este o dezbatere pur academică. Înțeleg spirite aprinse, înțeleg discuții ample, dar ele să fie purtate la nivelul acesta academic și într-un limbaj academic. Să folosești în lupta politică asemenea lucruri, nu știu, nu mă pricep la politică, dar pe mine, vă mărturisesc, mă deranjează. Se tot vorbește că în România plagiatul este la modă. Mi-ar plăcea să văd un studiu al acestei agenții cu multe inițiale, KNEKSDTI, în care să se facă analize a nivelului de plagiat în lucrările științifice din România. Este o știință care poartă numele de scientometrie, dacă nu mă înșel, în care se poate analiza și cazurile de fraudă științifică pe care le-am prezentat chiar în urmă cu 2 săptămâni. V-am spus că în ultimii 10 ani au crescut alarmant numărul fraudelor științifice, mai ales cele legate de plagiat. În momentul de față, pentru că tot am vorbit de plagiat în această emisiune, să știți că e foarte ușor de depistat plagiatul. Nu este o problemă. De ce nu se face la noi? De ce lucrurile astea nu sunt stârpite? Poate pentru că încă trăiește Caragiale. Teorii noi din cărți vechi, invențiuni pe care străinii, rășmașii României, apucă de le fac mai înainte, studii speciale, misiuni la stațiuni balneare, comisiuni și delegațiuni, conferințe savante, un fel de potpuri de fapte diverse științifice, apoi direcțiuni de instituțiuni și publicațiuni, toate acestea trebuie să coste scump. Nu trebuie să coste scump. Trebuie să facem ceva ca și în comunitatea academică românească să bântuie, să bată vântul schimbării. Vântul schimbării către rațiune, către o
cercetare științifică în care frauda să fie pe cât se poate eliminat. Eu trebuie să mă opresc aici, dar vă dau întâlnire săptămâna viitoare în același loc și la aceeași oră al dumneavoastră, Cristian Rom.